În cursul serii de ieri 4 august, trei echipaje de pompieri din cadrul detașamentului Drobeta Turnu Severin au intervenit cu auto speciale de stingere, o auto speciale de intervenție la înălțime și o ambulanță SMURD pentru stingerea unui incendiu izbucnit în bucătăria unui restaurant situat pe strada Ice Brătianu din municipiul Drobeta Turnu Severin. Pompierii au localizat imediat incendiu și au împiedicat extinderea flăcărilor la întregul imobil. A ars izolația din polistiren de pe fațada clădirii pe o suprafață de circa 6 metri pătrați, degradându-se elemente de acoperiș, o fereastră și o otă. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost determinată de defectarea pe timpul exploatării a unei ote. Beneficiarul spațiului a fost sancționat de către pompieri cu amendă în cuantum de 5.000 de lei pentru exploatarea unui echipament, respectiv hotă electrică, fără respectarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor. În urma verificărilor efectuate de specialiștii inspecției de prevenire, s-a constatat că echipamentul nu avea asigurată mentenanța, iar personalul de la locul de muncă nu cunoștea instrucțiunile de folosire a acestuia.